Aoleu, aoleu și vai de mine, ce mă fac eu? Da, înainte de a mă baga aici, fraților, știți că v-am spus de foarte multe ori despre Mr. Beat și că este unul dintre hobby-urile mele preferate. De aceea vreau să vă reamintesc încă o dată ce este Mr. Beat și de ce am atâta încredere în el. Mr. Beat mă ajută întotdeauna să mă încarc cu emoții tari și să urmăresc meciurile cu mare interes și entuziasm. Aoleu, s-a stâns lumina. Mr. Beat este o platformă majoră de jocuri de noroc care oferă o multitudine de sloturi uimitoare de casino și a devenit o stea în ascensiune pe piața locală de e-gaming. Este un casino oficial românesc care funcționează sub licența acordată de ONGN. Pe site-ul Mr. Beat poți paria și pe meciurile echipelor tale favorite, poți urmări cele mai bune evenimente din lume, de asemenea poți paria pe foarte multe sporturi. Pentru cei dintre voi care folosesc Android, există o aplicație minunată pe care o puteți descărca din magazinul Google. Iar pentru cei care folosesc iPhone ca mine, site-ul mobil funcționează excelent și sunt foarte mulțumit de el. Accesați link-ul, jucați și distrați-vă! Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod la căsuța din păduri. Vă întrebați cum de sunt la ora asta singur, singurel. Bine, cu culfuța asta, cum îl cheamă. Hocus, vin cu a. Cum faci? Bravo! Macară-s cu Hocus. Și aia ce urmează să fac, cred că deja v-ați prins, vă dați seama, dar... cred că nu știți unde și cum. Vreau să petrec noaptea asta singur la căsuța din păduri. Dar să vedem, scrieți repede în comentarii, să vedem dacă vă dați seama unde. Acolo, acolo, aici, acolo, 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 acolo. Repede, 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 jor. Scrieți în comentarii și spuneți-mi unde o să mă duc eu să dorm noaptea asta. În cabană, în foișor, în căsuță, în fosila lui Cornel, în cealaltă fosila lui Cornel, sau în căsuța din copac, sau nu știu, unde mai sunt aici locuri, nu știu. Hai să vedem cine ghicește, unde o să dorm în seara asta. A fost o chestie neprevăzută, așa că nu am mari lucruri la mine. Mă gândeam să-mi fac și ceva de mâncare, dar... cred că nu o să pot să-mi fac mâncare unde vreau să dorm. Așa că mi-am luat ceva rășii. Nici măcar lanternă nu mi-am luat, am telefonul. 6:22:49. E 11:10. Sincer, nici am frică. Uleu, cine m-a mâncat? Cine m-a pus să fac eu așa ceva? Mamă, mai stau și cu blițul ăsta în față, nu mai văd nic. Hocus, hai cu mine, Hocus. Hai, vin încoa. Hai, Hocus. Hocus, Pocus, vin încoa și. Vreau să vă anunț că o să încerc, nu știu dacă o să reușesc, să dorm acolo. În fosă. Că toată lumea zice atunci când l-am închis pe Cornel, că n-are oxigen, că nu știu și... că alea... Uau! Ia uzi. O să trag mașina acolo. Și o să... wow! Încerc. Nu știu dacă o să reușesc. Faci gogoș. Și urășios e noaptea aici, frate. Urășios rău din cale afară. Ia. Uite acolo. Uite aici. Nu
o să reușesc. Chiar am emoții foarte, foarte mari. Problema e, nici nu știu dacă o să mă țină bateria atâta timp. Oh my god! Uită-ți gura, mătii, azi! Mă spări! Șapa, vin în coașe trufuț, tu-ți gura, văliu, e chelea de găină pe mine. Chelea de găină, fraților. Alo? Aoleu! Încăvași ochișorii voștri. Dar cum dormi eu așa, bă, băiatule, bă? Da. Întâi trebuie să-mi fac condiții. Bă, urășos, urășos e, bă, băiat. Uite un om acolo. Ia. Să mai aude și zgomote prin pădure. Am îmbulinat-o. Și ăsta. Tu vine cineva. Eu nu văd niciun căcat. Mamă, cât e rău. Când îți bat în... Când îți bat în față. Wow. Wow. Prima și prima dată, că doar ne-am făcut un plan. Un plan bine pus la punct înainte eșecului Borna. Un plan bine pus la punct înainte de a pleca de acasă. Adică bine pus la punct. M-am gândit eu așa. Că dacă mă duc acolo să dorm măcar, văzusem eu aici. Unde-i, mă, că nu mai este? Bă, fratele meu, bă, erau saltea aici, bă, băiatule. Nici și nu mai este. Aoleu. Aoleu, și vai de mine. Ia să vedem aici. Asta cred că am mai citit-o odată, nu? Da, asta am citit-o. Asta am citit-o. Asta am citit-o. Asta am citit-o. Dragă și Pirșcu, am venit la casă din pădure, vreau să vă am găsit Ionuț. Am lăsat o donație de 50 de lei. Cu drag, Nectarie, Ianis și Alin. Apropo, venim după voi. După noi unde? După noi. Am venit de la Podolin cu bicicleta 24 de km. Am făcut rațiune, am strâns merele. Întâia noua. Păi, mulțumim. Da. Nu știu, frate, unde-o pus ăsta. E udă asta? Udă sau nu e udă? Ia, dar asta e mică. Asta? Să iau pe asta? Să iau pe asta. Mamă! Hai cu eu pe asta. Ia. Hai, tulfuț, să pune și tu mâna în uita la mine. Mamă, și urâșos, fraților. Nici nu știu cum am tupeu. Și așa. Nici nu știu cum am tupeu să fac chestia asta. Dar oare dacă îl iau pe tulfuț cu mine și are în groapă aici? Nu știu cum am tupeu să fac chestia asta, dar eu încerc. Nu știu dacă o să rezist. Dar măcar încerc. Trebuie scară, să mă cobor, furgeși că e adânca boale. Mamă, trebuie să mă duc să aduc o scară. La cum mă gândeam eu, dar nici nu știu unde-i scară. Aulei, asta e belea mare. La cum mă gândeam eu de acasă. Am zis că nu o să fie greu. Dar uite că nu-i chiar așa. Băi, nu știu, fratele meu, unde-i. Mamă. Era bine,
Iu. Era bine dacă... Nu știu unde-i scara. M-am uitat după ei și încolo și încolo. Dacă n-am mai fost de multă vreme pe aici. Au, ies mă uit pe tine. E nălă. Dacă pe aici a noi. Pe aici a noi. Pe aici a noi, pe aici a noi, pe aici a noi. Pe aici pe sus noi. Noi. Mă rog că am cheia de la ăla, să vedem. Poate o fi acolo. Nu ești tu, mă? Okay. Nu-i frate aici. Nu-i scară aici. Nu-i aici. Uvăleu! Dar ne-i frică să mă dau jos acolo dacă n-am scară. Așa boale azi. Cum mă dau eu jos? Păi dacă mă dau acolo, nu mai pot să ies, fără scară. Aha. S-o mai caut. Și ăla e scavatorul. Eu și mă-i spărie tu-și gura, mătias. Mă gura că dorneam aici. Venic, și aici urât. Îl fuți și faci. Păi frate, nu găsesc cara, bă nene. Bă nene, bă nene. N-o văd pe nicăieri. Dar pe nicăieri n-o văd. Cum mă bag eu acolo? Ha? Mă mai bag să și eu al moale, mă duc acasă. Mă duc acasă. Oare dacă mă bag aici mai pot să ies? Ce se pare? Maaa... Să mă mai uit odată. E adâncime mare, băi. Nu mai pot să ies, și o boală dacă mai pot să ies aici. Băi, vii cu mine. Că vă șochișorii cu ăștia astea. Și nu m-a pus pe mine să fac nebunia asta. He? Ia să fac o încercare, să știu albale, fac o încercare. Că fut, stai cu minte. Vai, dar e adânc rău. Băleu. Nu. E adânc rău, bă, băiatule, bă. Și vorbi, știi, fără scari, eu așa nu mă bag. Și ce uiță? Și fac, să mă bag sau să nu mă bag? Să mâncă în corp, ce bine. Și să fac, să mă bag aici sau să nu mă bag cu tișa dânsimi? Mi-e frică. Mi-e frică, fără scar, mi-e frică, nu? Era frumos, da. Ce mă fac? Aoleu. Aoleu și vai de mine. Ce mă fac eu? Da, înainte de a mă baga aici, fraților, știți că v-am spus de foarte multe ori despre Mr. Beat și că este unul dintre hobby-urile mele preferate. De aceea vreau să vă reamintesc încă o dată ce este Mr. Beat și de ce am atâta încredere în el. Mr. Beat mă ajută întotdeauna să mă încarc cu emoții tari și să urmăresc meciurile cu mare interes și entuziasm. Aoleu, s-a stâns lumina. Mr. Beat este o platformă majoră de jocuri de noroc care oferă o multitudine de sloturi uimitoare de casino și a devenit o stea în ascensiune pe piața locală de e-gaming. Este un casino oficial românesc care funcționează sub licența acordată de ONGN. Pe site-ul Mr. Beat poți paria și pe meciurile echipelor tale favorite, poți urmări cele mai bune evenimente din lume
De asemenea, poți parea pe foarte multe sporturi. Pentru cei dintre voi care folosesc Android, există o aplicație minunată pe care o puteți descărca din magazinul Google, iar pentru cei care folosesc iPhone ca mine, site-ul mobil funcționează excelent și sunt foarte mulțumit de el. Accesați link-ul, jucați și distrați-vă! Aleu, aleu! Au, mamă! Au! Auia. Mamă, și m-am dus. Aleu. Valele. Aleu. Vai, mamă. N-am mai ieșit de acolo de aici. Ioi. Vai, mamă. Auleu. A, mai ajung eu? Ioi. Mă sprijin de asta și tot mă duc cumva. Bă, băiatule, bă. Cum e, frate, să stai aici? Bă, ia-n jâncul. Ia, broaște. Sârmi. Și să paianjă. Mamă, care faci gogoș. Vai de mine, ești de mine. Frate, cum e, frate, să dor să stai aici? E să prind eu telefonul. Să prind eu telefonul. Lanterna la telefonul ăsta, la altă. Așa. Mama mia. Ia. Și o palmă să fie dinica. Văd că reușesc să ies. Vai de mine, și de mine. S-a dus asta. Uite ce că asta pe mine. Vălei. Mamă, ce-am făcut aici. Reușesc. Într-un fel reușesc. Deși prost, de ce am pus așa deasupra? Într-un fel reușesc. Ui, o tremurtăt. Nu mai pot. Da. M-a dus să ne aduc. Și mai am în mașină. Dar cum fac să iau telefonul? Să-l arunc întâi afară. Mama. Nu, trebuie să lăs. Trebuie să lăs telefonul. Nu pot să filmez. Trebuie să-l bag în buzunar și pe așa când urc sus. Am zis că reușesc să urc. Atunci o să filmez. Vai, mamă! Care faci, gogoș? M-a dus în eu mâncarea. M-a dus în eu mâncarea și stau aici. Că e o căldură, dacă nu... Ioi! Mama mia! Să opresc mașina. Opresc mașina. Îmi iau mâncarea.
Și ne-am luat. Ne-am luat o pânie. Trip de este. Măcar că stau acolo până mâine. Ia uite, bă, și mă enervează, bă. Fratele meu. Și cărnațu. Da. Opresc mașina. Mamă. Sunt creți chiar pe mine. Mă bag jos. Trag capacul. Așa. Ne vedem aici jos. Ne vedem jos. Măcar să nu știe nimeni că s-a aici, știi ce? Să nu pun eu cârnațul. Hai. Este o buracu. Ia uite, și cârnața aici. Cam crudă. Vreau, bă, să n-ai scala. Cârnațul nu-l arunc, că se pătează, ne vedem jos. Se murdărește. Da, am ajuns jos, dar faza la soare când s-a dus. S-a dus brânza mea tochită. Poate și... S-a ude. Mamă, nu se vede nică, bă, băiatule, bă. Nu știu cum o să stau eu aici. Hai de mine, și de mine, și de mine. Mamă, două brânz tochite. Bă, deci ca și telefonul. Am pierdut două brânz tochite. Și mă fac eu. Și am avut trei de tăti. Asta e bună măcar? Măcar asta și e bună. Uai, și mizerie aici. Dacă am sărit ca norodul, măcar pâinea cred că e bună. Pâinea cred că e bună. Vai, frate, nu știu dacă o să reușesc. Am găsit și apă, am dat și apa jos. Vai, de mine, nu știu dacă o să reușesc eu să stau aici. E și vorbește. De mine, și de mine. Hai, Doamne. E bun măcar că am salvat cârnațul. Distrugem, nu știu când se pune ăsta. Oare se trag capacul? Eu de fiecare dată, adică de fiecare dată, eu mă puneam la ăsta, cum zice, la mâncare. Dar nu, faza e că trebuie să mă... Ce mă fac eu? Mamă, brânza mea tochetă, mamă. Mamă, care faci gogoș. Așa fă un dihor pe aici, oare să trag capacul, vă și ziceți? Să trag capacul? Nu știu cum să pun asta să mă văd chinii. Ha? Nu zic mai degrabă eu trag capacul, că dacă... De că vine cineva și-o pune. Așa să vină, nu vine nimeni. Mamă, nu știu dacă o să rezist. E cald. Păi știi și cald e aici? Păi și un nebun. Chiar e cald rău. Fai de mine. Pui, semnal n-am deloc. Vai, 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 aici n-am semnal deloc. Dar cum să am? Sub pământ aici, cum vor să am? Și mă fac eu. Tolfuț! Tolfuț! Ei! Tolfuț! Tolfuț!
Nu știu dacă o să reușesc să stau eu aici. Nu știu dacă o să reușesc să stau aici, că e... Wow! Când se duce și... Asta. Până așa. Ia uite. Mamă, 2 metri pătrați aici. Să stai aici în 2 metri pătrați. Ia uite, afară. Afară e întuneric biezna. Să pot eu să dorm aici, să mă întind? Trebuie să-mi fac ceva aici întâi. Ia uite, frate, nu mă brânză, că o chită, ma. Mama, asta e plin de păr, nu? Mi se pare. Și eu care mă gândeam să-mi iau o pătură. Ca să pot să... Aoleu. Aha. S-aude ceva, să știu nebună, cum s-aude ceva afară. Wow! S-aude ceva, mă. Și nebun dacă nu s-aude ceva. Cineva afară? Ia uite cât ai să duci în jos. Dacă se duce aici, dar am împolinat. Da! Aha, căcat. Șax. Nu știu cum să pun asta să știe. Încoașe. Încoașe să latri dacă nici cineva, ai auzit? Ia, vin cu ala. Aleu. Trufuț, n-auzi? Ești aici? Trufuț? Cușu. Ieși, mă. Trufuț? Ești acolo? Ui, zici ceva. Unde ești? Ești acolo? Hai, Doamne! Uite, e cald, voi știți cât e de cald aici? E cald rău! Uiu. Nu știu dacă o să reușesc să stau tătă noapte aici. Chiar cu ăla disfăcut, acum îi dau crezare lui Cornel, cu ăla disfăcut, parcă chiar respir. Nu știu. Trebuia să fie un termometru, l-am dezvătat. Voi știți, e căldură mare, chiar că e cald. Adevărat cine zice că dacă îți faci casă în pământ, ai căldură. Să știu al nebii dacă nu e cald rău. Ori de la mine cum respir și se formează căldură, ori... Nu știu, dar e cald rău. Uf, Doamne, ce mă fac? Uiu. Se pun capacul, oare? Dar mi-e frică să-i pun capacul. Dacă-i pun capacul, nici cum mai înădușă. Pe o gură de apă. Și să mănânc ceva, că... Bă, l-am luat cărnațul ăsta degeaba cu mine. Fel de pâine. Pregătesc aici ăsta. Îmi spunem cu felii acum. Cu felii mai târziu. Macar ăsta să-l... Ia uite ce frumos e. Mamă, care-i faci gogoș. Ce frumuseț aici. Ia.
Ăsta. Dacă aveam cheile la foișor, îmi luam aragazul. Aragazul la micuț la care faci cornel. Îl fuți, tu ești? E cald rău. Luam aragazul ăla. Și îmi făceam mâncare aici. Pe aici nu-ți mai trebuie pătură, nu-ți mai trebuie nică. Nu știu, să lăsc când îmi clau. Nici nu mai știu ce am vrut zic. Nu cred că reușesc să stau așa până dimineață. Ce se aude, mă? Nu cred că reușesc că... E extraordinar de cald, dacă îi dau creza lui Cornel, am mai zis asta. Cornel când a ieșit aici, o ieșit iarcă. Minchel s-a și agitat mult. Eu dacă adorm aici, nu cred că boală, că rămâne fără oxigen. Nu știu dacă oxigenul recirculă. Am să spun și eu o melodie. Vreau să mă joc o leacă. N-am semnal. N-am semnal deloc. N-am nic. Am fi o bol dacă am ceva. Ce fac? Mă plictisesc. Mi-e și urât, dar parcă mă simt în siguranță. E mai bine aici decât sus. Sus ne era mult mai frică. S-auză, bătea vântul. Trântie tăticele. Aici parcă mă simt mult mai în siguranță, dar faza nasoală e că știu că sunt conjurat. N-am nicio cale de ieșire decât pe acolo. Și ca să pot să ies pe acolo, e cu cuvii, cred. Mamă, de ce mă spăresc? Nici nu mai ești mâncare. Au mers. Nu știu dacă s-o auză pe filmare. Dar au făcut urât. Urâta boale. Na, măi, n-am ce să pun aici.
Nu merge nic, n-am internet. N-am nica descarcat. Nu pot să mă joc, vreau să mă joc o leacă pe Mr. Beat, dar nu am. Vă leu, nu sunteți schile pe mine. Vă leu. Uite, asta-i. Mamă. Asta e și mai nasoală chestie. Vă leu, nu ești nici mâncarea. Tu zgura, măteaz. Vă leu, doamne. Nu cred că pot să stau aici. Nu. Hei! Sulfuț era. Cred că o să-mi țin miros de... O să-mi țin miros de ăsta de... Na, nu pot eu să dorm aici. Una la mână e prea cald. Și cu aia deschisă, vă știți? Cu aia deschisă e extraordinar de cald. Îți luarcă deja. Față de afară, nu știu afară câte grade, dar cred că sunt vreo 14-15 grade. Deja a început să rășească afară. Uf, mamă, și m-a spăriat. Frate, și m-a spăriat tremurtat. Să știu al naibii dacă m-a tremurtat. Ia uite, nu știu dacă se vede. Văd eu, mi-a venit atât mâncarea înapoi. Mi-a venit încărnațul ăsta. Na, tulfuț, na! E deasupra. N-au băgat de cârnați, na? Păi, m-au spăriet rău tare. Vai, man! Nu știu cum să pun asta. Să mă văd. Vai, mamă, și m-au spăriet. Vai de mine. Vai, tulfuță, să nu mai faci de este. Vai, Doamne. Îi dau dreptate lui Cornel. Măi, nu știu cum să pun telefonul ăsta să stea. Îi dau dreptate lui Cornel că chiar e nașpa aici. Eu am zis că e joacă, dar e nașpa rău. E bun că am reușit să mănânc prima bucată de cârnați cald. Și ne-a intrat o buș de gani, i-a făcut zgură. Zgrămeti! Și dracu, Doamne! Ai! No. Paianjen, și-o intrat. Hmm.
stau. Tulfuț! Ești aici? Tulfuț! Tulfuț, n-auzi? Unde ești? Ești acolo? Na! Unde-i mă ăsta, mă? Stai mă să dau cu blița. Na! Unde ești? Tulfuț! E mâncat cârnațul și-al. Unde ești? Hai vin cu a. Hei, hai vin cu a. Ce faci? Unde ești? Uite-l, bă. Ioi, mamă. Ioi. Deja sluarcă. Și mă fac eu. Și mă fac eu, și mă fac eu. Nu știu dacă pot să stau aici, nu. Nu-i de stat, sincer, vă zic că nu-i de stat. Nu-i de stat. Îți și eu fricos a bolii. E bun că-i Tulfuț afară, dar nu știu dacă reușesc să stau aici atât noaptea. Deja e să zluarcă tot. Și capacul e desfăcut, vă dați seama. Da, pe cu capacul închis. Da, pe cum l-am ținut eu pe Cornelă. O oră cât l-am ținut aici închis. Imediat rămâne fără oxigen. Doamne, ferești, puteam să fac vreo norosiri. Să nu încercați ceva așa, ceva pe acasă, să nu faceți farsă de este că... Mă enervează când este acum în continuu, dar nu știu cum o să le arunc. Cum o să le pun să pot să ies. Nu cred că mai stau, frățul, nu mai stau. Nu pot să dorm, aici mi-e frică. Mi-e frică că o rămâne fără aer. Uite asta, și o grămadă de buștigăni și de paianj în paici. Chestii triste, socotele. Cât are? Are 3 metri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ori. 5, 3 metri jumate are. 3 metri jumate. Doamne, doamne, doamne. Nu, cred că abandonez, serios. Serios, abandonez, nu... Nu, că ni-e frică, nu de alta, ni-e frică, dar nici cu mai treză boali, nu mai treză, nu de alta. Intră la aer pe acolo, da. Și azi trebuie 12, cred că e câte șase. Iu, mamă, mamă, care faci cocoș. Iu cârnațul și renunț. Dacă așa e, nu-i să dau până altul fuț. Dacă așa e, îl provoc eu pe Cornel odată să doarmă aici. E bun că am intrat în fosă să mănânc. Să mănânc un cârnaț. Când se aud așa zgomot, ce este, nu? Nu, frate, nu, gata. Nu mai stau, dar lasă-mă boale. Vrei să-mi nebunesc pe aici? Ia. Eu nu prea văd, sincer să vă zic, nu văd și acolo. Tulfuț, ești acolo? Iurie, ești cu o ridicută cu trepiedul, ridicătă. Ia să aruncă trepiedul, să fii sticul ăsta și sus. Aha.
dar mai am lumină. Unde-i mă ăsta, mă, nu ieși? Unde-i mă? Nu ieși, ies, bă, nu știu cum am să ies. Și-o chicat. Mamă, și răcoare afară. Păi, păi lasă-mă că m-ai spărit toată noaptea unii, să-mi crezi să știi carnea pe mine. Fii încoașe tu zgura mătii azi. Ea, unde ești? Fii încoașe să-ți dau o bucată de cărnață. Fii încoașe că nu-i de stat acolo. Na? Ia uite că nu mai pot să scot. Na? Na? Na, care ești mâncă tu? Că ea nu ne-o tihnit. N-am putut să mănânc. E și urșios a naibii. E și frică, singur, nebun. Ia. E bun? Nu. Nu-i de stat. Nu-i de stat că nu... Nu reziști. Așa. Nu reziști aici. Ce s-a uite? Hei! Aha, ai văzut ceva acolo? Mamă, s-a văzut ceva roșiatic așa. Hei! Uite acolo ceva, uite acolo, acolo. Mă, nu știu că pe mine, mai stau, lasă-mă, boale. Am zis că-s viteaz, dar-s viteaz un căcat. Da, numai viteaz nu-s. Nu, dar prostă-s, mă. Fraților, am vrut să mă dau eu că-s viteaz, că stau, că fac, că drag. Nu, nu-i de stat. E și frică. E frică că mă simt așa, anxios, mă simt, nu știu cum. Nu pot, că știu că stai undeva, ai vizibilitate, ai și ei, dacă nu stai... Când stai undeva unde știi că ești foarte greu, dacă vine un fantom la mine. Eu, pardon, și o de mine. Dacă vine o... Mi-a rămas mâncarea încă. Dacă vine o... De asta, cum îi zice? Un strigoi, o chestie, o... Dacă strânt eu un vultur, o bufniță. Nu mă duc acasă. Asta, destul. Și la cât îți de fricos, e bun ca mine și singur. Nu mai vin, că nu. Să o ceva acolo. Hei! Ați auzit? Nu, nu, nu.
frică. Nu-i frică, dacă n-am tupiu, n-am tupiu. Să nu râdeți de mine, am zis că stau, că fac, că trec, dacă n-am tupiu. Doamne, ajută-mă. Ajută-mă, Doamne. Ajută-mă, Doamne, că uite. N-ar trebui să fie frică, doar am pop aici, lângă mine. V-am pupat, ne auzim. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim.